Bună seara, bine v-am găsit la știrile Gorj TV. Iată câteva dintre subiectele ediției. Avem guvern, executivul propus de premierul desemnat Dacian Cioloș a primit astăzi votul de investitură în Parlament. S-au înregistrat 389 de voturi pentru, 115 împotrivă și 2 voturi nule. PSD, PNL, UDMR, UNPR și grupul minorităților anunțaseră că susțin guvernul, în timp ce ALDE, Mișcarea Populară și PND s-au opus. Imediat aflăm ce spun gorjenii despre noul guvern. Câștig de cauză în instanță, Tribunalul Gorj a anulat decizia de concediere a lui Corneliu Gârjoabă de la CEO Oltenia. Gârjoabă a fost concediat în iunie alături de alții 2000 de angajați, dar l-a salvat calitatea de lider sindical. Mihai Răduț este unul dintre jucătorii de bază pentru Edi Iordănescu la Pandurii. Mijlocașul a avut evoluții apreciate în tricoul gorjenilor și a făcut uitată perioada Steaua, în care randamentul său a fost unul sub așteptări. Fotbalistul de 25 de ani refuză un transfer la Steaua, însă nu exclude o plecare la Dinamo. Nici bine nu s-au stins scandalurile din jurul medicului Dana Vodislav, implicat în dosarul mafia permiselor, că a venit și rândul soțului acesteia să ajungă în atenția anchetatorilor. Cristinel Vodislav a fost reținut de procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție după ce ar fi dat o șpagă în valoare de 60.000 de euro unui secretar de stat pentru urgentarea unui contract. Astăzi, Dana Vodislav a fost prezentă în sala de judecată a Tribunalului Gorj, unde s-a judecat dosarul mafia permiselor, în care apare numele său. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate, Infracțiunilor de Corupție, au dispus reținerea pentru 24 de ore a medicului chirurg Cristinel Vodislav, dar și a secretarului de stat în Ministerul Sănătății, Alin Iulian Țucmeanu. Pe numele secretarului de stat apar două capete de acuzare, unul de luare de mită, iar cel de-al doilea de complicitate la dare de mită. Față de medicul Cristinel Vodislav, anchetatorii au reținut că, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale, se face vinovat de săvârșirea a 3 infracțiuni de dare de mită. În ordonanțele procurorilor se arată că există date și probe care conturează starea de fapt. Astfel, în perioada iulie-noiembrie 2015, secretarul de stat Alin Iulian Țugmeanu, în calitate de secretar de stat în Ministrul Sănătății, a acceptat promisiunea unei sume de bani neprecizată din partea inculpatului Cristinel Spiridon Vodislav pentru a aproba finanțarea unui contract privind achiziția de aparatură medicală în valoare de peste 2 milioane de lei plus TVA, subsecvent acordului cadru încheiat între o unitate spitalicească și societatea reprezentată de acesta din urmă. Totodată, inculpatul Țugmeanu l-a ajutat pe inculpatul Vodislav Cristinel Spiridon să ia legătura cu persoanele abilitate să încheie acel contract și a insistat pe lângă acestea în acest sens, asigurându-le de seriozitatea omului de afaceri și de faptul că acesta își va onora promisiunea de a le remite suma totală de 60.000 de euro. În acest dosar se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane, după cum se arată în comunicatul Direcției Naționale Anticorupție. Astăzi, soția medicului Vodislav a fost prezentă în sala de judecată de la Tribunalul Gorj, unde s-a aflat pe rol dosarul mafia permiselor. Întrebată despre situația creată față de soțul acesteia, medicul nu a avut prea multe de comentat. Nedreaptă, da, în sfârșit. Știați de contract? Nu. Are vreo vină, ceva? Nu știu nimic. Considerați că a fost un abuz sau o răzbunare din partea cuiva? Nu știu nimic. Doctorița Vodislav a fost reținută și ulterior arestată la domiciliu după ce a fost acuzată de trafic de influență, luare de mită și abuz în serviciu. 3 persoane au îngroșat rândul persoanelor aflate în arestul poliției bănuite de săvârșirea mai multor infracțiuni. Printre persoanele reținute se numără și un angajat al unei bănci care conducea gruparea infracțională. Suspecții sunt bănuiți că au întocmit mai multe contracte false sub coordonarea agentului bancar pentru a obține credite, chiar dacă nu erau întrunite toate condițiile necesare.
Cele trei persoane aflate în custodia polițiștilor s-au ales cu dosare penale sub acuzații de săvârșirea infracțiunilor de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și în declarații, uz de fals și înșelăciune, dar și fals în declarații și sub semnătură privată. Agentul bancar este bănuit de polițiști că ar fi emis unele contracte cu o valoare totală de 30.000 de lei pe numele unor persoane, îndemnând totodată alți doi bărbați să completeze adeverințe de venit în fals. Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit faptul că un bărbat de 53 de ani, în calitate de agent al unei societăți de servicii bancare, a emis 12 contracte pentru persoane care nu înturneau condițiile acordării de împrumuturi, determinând totodată alți doi bărbați de 42 respectiv 59 de ani și o femeie de 43 de ani din localitate să dea declarații necorespunzătoare adevărului și să completeze adeverințe de venit cu date false în scopul obținerii de împrumuturi bancare. Toți trei suspecții vor fi prezentați astăzi în fața procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Cărbunești cu propunere de arestare preventivă. Câștig de cauză în instanță, Tribunalul Gorj a anulat decizia de concediere a lui Corneliu Gârjoabă de la CE Oltenia. Gârjoabă a fost concediat în iunie alături de alți 2000 de angajați, dar l-a salvat calitatea de lider sindical. Instanța obligă Complexul Energetic Oltenia să-l reangajeze pe Corneliu Gârjoabă și de asemenea să-i plătească despăgubiri echivalent cu salariile de care acesta ar fi beneficiat din 2 iunie până în prezent. Decizia magistraților de la Tribunalul Gorj și poate fi atacată în 10 zile. Fostul premier Victor Ponta a fost trecut pe modul invizibil de socialdemocrații după ce PSD s-a întâlnit cu primul ministru desemnat Dacian Cioloș fără a-l invita pe Ponta. La fel s-a întâmplat și la prezentarea bilanțului guvernării sale. Nici măcar PSD Gorj nu mai ține legătura cu Ponta. Viața merge înainte, spun fără remușcări socialdemocrații gorjeni. Dragnea a făcut bilanțul guvernării PSD în absența lui Ponta. Deși a declarat că a fost cel mai bun premier, nu l-au invitat. Nu am fost invitat la PSD ieri și nu o să comentez nimic din ce au făcut. Nu am fost invitat la bilanțul guvernării pe care eu am condus-o. Nu m-am supărat. Pe PSD nu o să mă supăr niciodată. Și nici nu mă duc neinvitat nicăieri. Important este însă că s-a vorbit de bine despre guvernare. A postat pe Facebook fostul premier Victor Ponta. Socialdemocrații gorjenii nu sunt supărați că PSD nu mai e la guvernare. Suntem oameni maturi, am mai trecut prin aceste perioade, a plecat un guvern, vine alt guvern, nu cred că actualul guvern își dorește altceva decât să aibă continuitate pe investiții, să aibă continuitate pe proiectele promovate de Partidul Social Democrat, referitor la întrebarea dumneavoastră. Deci hotărârea luată în Comitetul Executiv este clară. Partidul Social Democrat susține, va vota, deci instalarea noului guvern, dar nu înseamnă că va fi și susținut pe parcurs atunci când practic va derapa de la ceea ce înseamnă proiectele importante pentru țară. Mai mult, cărciumarul recunoaște că nici cu Victor Ponta nu a mai vorbit în ultima perioadă. Domnul Ponta, a ținut legătura, l-a menționat? Nu, deci în ultimul timp nu am mai colaborat, nu ne-am mai auzit. Dacă rămâne probabil că dumnealui este într-o mică vacanță. Victor Ponta este deputat de Gorj din 2004, când a devenit unul dintre cei mai tineri parlamentari români. Ponta a fost președinte al Partidului Social-Democrat din februarie 2010 până în această vară, când s-a autosuspendat din funcție. Iar din 7 mai 2012 a devenit primul ministru al României, cel mai tânăr premier din Europa. Tânărul social-democrat Victor Ponta a fost adus în politică de Adrian Năstase. Chiar el l-a botezat Micul Titulescu atunci când era președintele organizației de tineret a PSD Gorj. Tot Năstase l-a numit șef al corpului de control al primului ministru și l-a trimis în Gorj cu misiunea precisă de a-l detrona pe Nicolae Mischie, care refuza la acea vreme să părăsească funcția de președinte al Consiliului Județean și al PSD Gorj. Deși l-au trecut pe ignor, socialdemocrații gorjeni se laudă cu realizările lui Ponta. PSD Gorj a prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, bilanțul guvernării Ponta. Din 2012, la nivel național, susțin socialdemocrații, au fost create 230 de locuri de muncă, în sistemul de sănătate au fost deblocate 3500 de posturi, în timp ce 27 de spitale au fost deschise. România a fost scoasă din criză și a cunoscut cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. Au fost reparate multe nedreptăți și au crescut veniturile cetățenilor.
a fost redusă evaziunea și s-a stopat marea hoție. Socialdemocrații au prezentat astăzi un material din care reiesc principalele măsuri trasate de guvernul Ponta, reîntregirea salariilor, creșterea pensiilor, a salariului minim pe economie la 1050 de lei, dublarea alocațiilor sau reducerea TVA. TVA diferențiat, micșorarea la produsele de bază și majorarea la produsele de lux. Măsură stabilită și prevăzută în 2012 a fi realizată. Ce s-a întâmplat în 2015? S-a redus TVA până în 2015 la alimente și băuturi nealcoolice la 9%. Victor Ponta a devenit premier în luna mai 2012 după ce cabinetul Mihai Răzvan Ungureanu a fost demis prin moțiune de cenzură. Victor Ponta a fost cel mai bun premier de la Revoluție încoace, asta susțin socialdemocrații. Același lucru îl spun și oamenii care îl plâng acum pe Ponta și spun că a luat măsuri care le-a schimbat viața în bine cât a fost la guvernare. De astăzi, noul premier al României este Dacian Cioloș. Victor Ponta le-a dublat alocațiile copiilor și a mărit pensiile. Acestea sunt cele mai populare măsuri în Gorj. Oamenii mărturisesc că îl regretă pe Victor Ponta. Eu sunt pensionar și a făcut bine pentru pensionar, pentru noi, a ținut cu noi întotdeauna. Acum nu știu să vedem ăștia ailalți ce o face. A făcut mai ales la noi în Gorj, a făcut multe. Oamenii își pun totuși speranța în noul guvern investit astăzi de Parlament. Eu consider că a făcut ceva de când a guvernat țara. Nu contează din ce o să fie, dar să fie competent, asta e. Măcar să ducă ăștia să fie unii mai buni. N-aș vedea altul mai bun, nu știu dacă să mai naște ca dânsul. Unii nu văd cu ochi bun nici așa zisul guvern de tehnocrați. Guvernul Ponta, da, a făcut ceva, dar ce a făcut el înseamnă că se alege praf acum. Că văd că nu se pune fel de fel de ăștia necunoscut, care nu cunoaște nimeni și nu știu ce fac. Da, poți vorba că mărește pensiile, salarii, acum să vedem ce o fi. Regretați demisia? Normal, da. Ar fi bine să fie tehnocrați, dar tehnocrat e un mare atribut al omului. Nu știu cât de tehnocrați sunt, pentru că sunt veniți și din partide, sunt oameni care au servit partidele, așa că domnișoară. Mulțumim! România asta trebuie schimbat conceptul de societate și de un om altfel decât este în prezent. Că nu a fost nici până acum, dar în rău se schimbă omul, în bine e greu. Despre actualul guvern, ce părere aveți? O părere foarte, foarte proastă. O asemenea catastrofă nici nu putea să mai existe. Deci este ceva ce nu am visat și nu am gândit. Părerea mea că maxim 3-4 luni se duc. Victor Ponta a demisionat din funcția de prim-ministru la începutul acestei luni la presiunea străzii. Zeci de mii de protestatari sătui de corupție au ieșit în stradă cerând un guvern de tehnocrați. Liderii Partidului Socialist Român Gorj nu sunt de acord cu guvernul Dacian Cioloș. Șeful organizației județene susține că guvernul este unul de tehnocrați doar pe hârtie. În realitate, unii miniștri ar fi fost impuși politic chiar de președintele Klaus Iohannis. Eu nu sunt de acord ca să ni se impună din afară acest ciolănaș care a fost pus ministru să vină de la Bruxelles, iar în cadrul ministerului, în cadrul guvernului, domnul Iohannis să-și trimită, așa zice, miniștrii în plic. S-a dovedit că este o farsă și cu cel de la sănătate și cu cel de la justiție. Aceste lucruri sunt dăunătoare pentru poporul român. Oamenii au văzut la televiziune și aceste lucruri au rămas în sufletul lor că, într-adevăr, România nu mai are autoritatea care a avut-o înainte. Directorul Teatrului Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu a fost la un pas să renunțe și să-și înființeze propria companie de teatru. Dezvăluirea a fost făcută la Gorj TV seara trecută în cadrul emisiunii În Interes Public. Marian Negrescu a mărturisit că actorii se simt sufocați de legile proaste ale Ministerului Culturii. Fac acest exercițiu de sinceritate și vă spun foarte sincer că, și poate în premieră, anul trecut am vrut să renunț. Domnul Gorin nu-i hotărât să renunț, da, acum. Încă nu-i hotărât. Încă nu este hotărât. Dar n-am vrut să renunț oricum. Am vrut să renunț
și să încerc să îmi fac propria companie de teatru. De ce aduc povestea asta în discuție? E prima oară când o spun public. Pentru simplu motiv că, oameni buni, eu nu mai pot să mai respir din cauza dependenței de zona aceasta politică, administrativă și așa mai departe. Nu mai pot să mai respir datorită faptului că nu pentru că cineva are ceva cu mine, nu, dimpotrivă, ci pentru faptul că specialist în domeniul în care eu sunt, eu trebuie să spun că lucrurile trebuie să meargă într-o cu totul altă direcție. Negrescu susține că nimeni nu ia în calcul viziunea specialiștilor în domeniu, nu vrea să trădeze meseria și să ajungă sub linia demnității sale. Directorul Teatrului Dramatic, Elvira Godeanu, a subliniat că își dorea să aibă propriul proiect pentru a putea să respire în această lume sufocată de politica excesivă. Era un film, nu știu dacă l-ați văzut, un film cu Carl Maria Bradauer, a luat și un premiu foarte important, Mephisto se numește, în care la sfârșit ce încerca? Era un actor extrem de cunoscut în timpul instaurării celui de-al doilea Reich. Și încercau, omul a zis, zice, domne, eu nu sunt pe zona politică, eu vreau să ajut arta germană în cazul respectiv. Însă fără să vrea, valul a luat și bineînțeles că nemții îl ridicau și îl puneau în față zicând, uite, vezi, așa trebuie să fie. El tot încercând să fugă de zona politică și la sfârșit, când în sfârșit, evident că acolo ajunge pe un stadion, imaginea finală este frumoasă, un stadion pe care se aprind rând pe rând lumini, el fusese fugărit până acolo, în care se uită așa la un moment dat către tot și zice, ce naiba au ăștia cu mine, că eu nu sunt decât actor. Din cauza politicii Ministerului Culturii și a legilor din ce în ce mai proaste, actorii ar putea ajunge să nu-și mai dorească să mai joace. Datorită politicilor culturale pe care Ministerul Culturii în situația noastră le face din ce în ce mai proaste, vorbeam cu George Mihăiță acum vreo 5 luni și a zis, păi da, în situația în care aceste legi tot vin din ce în ce mai proaste, încet, încet, noi, ăștia toți care, mă rog, reprezentăm, nu mă compar cu George Mihăiță, zice, dar ăștia care mai suntem în București, păi stai pe puțin, adică până la urmă noi nu avem decât, noi nu mai putem să nici măcar să mai jucăm. Atunci să-și conducă ei, asta a fost expresia lui George, să-l conducă ei teatru, eu mă duc și joc în altă parte. Teatrul Dramatic Elvira Godeanu este locul unde zeci de tineri din județul nostru și-au descoperit calea în viață, drumul spre o carieră în actorie. Teatrul Dramatic Elvira Godeanu este cea mai importantă instituție culturală din județul nostru. În ultimii 12 ani, 30 de tineri care au jucat în piese de teatru alături de actorii de la Elvira Godeanu au fost admiși la institutele de artă teatrală din țară. Marian Negrescu este ctitorul Teatrului Dramatic, el dedicându-și o mare parte din viața actoriei și acestei instituții. Pompierii gorjeni au aplicat noi amenzi în urma controalelor efectuate la cluburi și restaurante din județ. Reprezentanții ISU au descoperit mai multe nereguli și au aplicat amenzi în valoare totală de 190.000 de lei. Mai multe amănunte după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Ne-am întors la știri. Pompierii gorjeni au aplicat noi amenzi în urma controalelor efectuate în cluburi și restaurante din județ. Reprezentanții ISU au descoperit mai multe nereguli și au aplicat amenzi în valoare totală de 190.000 de lei. Au fost controlate 24 de localuri. Doar 4 dintre acestea aveau autorizație de securitate la incendiu. Cea mai mare sancțiune aplicată a fost la un hotel din Târgu Jiu, unde s-a dat o amendă de 20.000 de lei, întrucât proprietarii au descoperit că a fost schimbată destinația spațiului comercial față de cea pentru care obținuse autorizația. În continuare însă, sute de școli și grădinițe nu au autorizație de la pompieri. Pe lângă acestea, clădiri importante din județ reprezintă un pericol în cazul unui incendiu pentru că nu sunt autorizate de ISU. Deci pentru școli sunt autorizate 21 de construcții din 589, care avem noi în evidență. 21, deoarece aceste 21 sunt construcții noi, care sunt după 1992 și au fost
se supun avizării autorizării. Celelalte construcții probabil sunt construcții înainte de 89 și potrivit legislației nu sunt supuse avizării și autorizării, respectându-se însă normelor de apărare împotriva incendiilor stabilite de normativele în vigoare. Inspectorul general al ISJ Gorj, Ion Ișvan, a declarat că vor fi efectuate controle în unitățile de învățământ în această perioadă. La grădinițe și pompierii vor efectua controle mai exigente. Sunt tot felul de covorașe și materiale incombustibile, acolo ar fi un risc mai ridicat. La școli, majoritatea sunt materiale incombustibile, sălile sunt mari, nu ar fi pericol, dar inspecția de prevenire în următoarea perioadă va planifica la grădinițe un control mai amănunțit și mai exigent, astfel încât să nu se întâmple evenimente nedorite. Prefectura, Consiliul Județean, Primăria Târgu Jiu, sute de școli și creșe nu sunt autorizate de la ISU și pun în pericol viața celor care trec pragul acestor instituții. Au răvnit la animalele unui cioban și acum riscă să ajungă după gratii. Este vorba despre trei tineri cu vârste cuprinse între 21 și 23 de ani din comuna Slivilești, care au fost reținuți pentru 24 de ore pentru infracțiunea de furt calificat. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă să stea o perioadă mai îndelungată de timp în spatele gratiilor. Tinerii au dat iama la stâna unui cioban în vârstă de 66 de ani, cu gândul să se îmbogățească peste noapte. Suspecții au pus ochii pe câteva oi pe care le-au făcut mai apoi nevăzute de la stâna omului. Nu le-a fost de ajuns, pentru că s-au reîntors la locul cu pricina de unde nu au plecat cu mâinile goale. Aceștia și-au însușit alte câteva capre de această dată. Hoțiile lor nu s-au limitat doar la cele câteva animale la care au râvnit, ci au mers mult mai departe, reprofilându-se pe furt de cablu. Așa se face că au pătruns în incinta unei cariere din Roșiuța, de unde au furat 20 de metri liniari de cablu electric. Faptele lor nu au fost semnalate de păgubiți la poliție. Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit faptul că aceștia, în perioada 9-15 noiembrie anul curent, ar fi sustras două ovine și trei caprine de la o stână de pe raza localității, ce aparține unui bărbat de 66 de ani, precum și 20 de metri liniari de cablu electric din perimetrul unei cariere din localitatea Roșiuța. Astăzi, suspecții vor ajunge în fața parchetului de pe lângă judecătoria Motru cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile. Gheorghe Gorun rămâne în fruntea Colegiului Național Spiru Haretă din Târgu Jiu. El era decis să plece, însă a revenit asupra demisiei după o discuție cu inspectorul general Ion Ișvan. Gheorghe Gorun conduce unitatea de învățământ din 1998. Inspectorul general al ISJ Gorj l-a convins pe Gheorghe Gorun să nu demisioneze din funcție. Gorun înaintase deja demisia la începutul lunii, însă s-a întors din drum. Va rămâne la conducerea Colegiului Național Spiru Haret cel puțin până la sfârșitul anului sau până la desemnarea prin concurs a unui alt director. Am avut o discuție ieri cu domnia, am discutat ceea ce se menționa pe domnia sa și am ajuns de comun acord la concluzia că poate să continue în funcția de director la Colegiul Național Spiru Haret. Nu există niciun motiv ca domnia sa să plece acum din funcția de director al acestui colegiu. Colegiul, prin cele mai bune din județul Gorj, cu rezultate deosebite la examene naționale și mai mult în urma vizitei făcute de experții Agenției Române de Evaluare a Calității în Învățământul Preuniversitar de săptămâna trecută, de joi și vineri, rezultatele obținute de colegiul la acea evaluare sunt bune și foarte bune, deci considerat că domnul Gorun trebuie să ducă mai departe munca începută. Colegiul Național Spiru Haret este una dintre cele mai performante unități de învățământ din județ. În această perioadă, școala a fost verificată de experții Agenției Române de Evaluare a Calității în Învățământul Preuniversitar și au acordat calificative bune și foarte bune. Pacienții care nu prezintă cardul de sănătate atunci când sunt internați riscă să nu mai beneficieze de servicii medicale. Mai mulți medici de la spitalele din județ s-au plâns casei județene de asigurări de sănătate că tot mai mulți pacienți nu prezintă cardul de sănătate, iar serviciile medicale nu pot fi decontate de CSE. Cardul Național de Sănătate a devenit unicul instrument de decontare și validare a serviciilor medicale. Obligatoriu pentru asigurați, cardul de sănătate va trebui prezentat atât la internare cât și la externare. Aceștia nu o fac, iar mai mulți medici s-au plâns la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Gorj. Cele mai mari probleme au fost întâlnite la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Și aici vorbim de într-adevăr o problemă, ni s-au plâns și anumite spitale, că practic nu prezintă cardul și atunci au o problemă spitale, dar aici este practic
ceva intern spitalelor, adică trebuie până la urmă să fie și mai ferm cu aceste persoane, pentru că, practic, li se oferă niște servicii medicale fără să aibă dreptul la așa ceva. Am vorbit cu managerii de spitale, bineînțeles că situația cea mai gravă este la Spitalul Județean, fiind cel mai mare spital și cel mai mare număr de urgențe care ajung aici. Deci, să spunem, grosul problemelor este la Spitalul Județean. Pentru că nu prezintă cardul, aceștia ar putea să nu mai primească servicii medicale, ba mai mult, chiar să li se întrerupă actul medical. Fără să aibă dreptul la așa ceva. Adică dacă nu prezintă cardul, ori sunt neasigurați, ori altă variantă nu există. Nu se pot efectua servicii medicale fără prezentarea cardului, decât în sistemul de urgență. Ulterior, trebuie să prezinte cardul. Actul medical se poate întrerupe, asta se stabilește numai medicul, nu putem să stabilim noi, asta ar fi o problemă. Și a doua problemă, dacă nu se prezintă cardul, trebuie să plătească serviciile medicale, cum era și înainte. Înainte nu exista cardul, exista acea deverință de asigurat și în cazul în care nu se prezenta în perioada de internare sau externare, trebuia să plătească serviciile medicale. De asemenea, cei care nu au card și nu sunt asigurați vor plăti contravaloarea serviciilor medicale. La un regim de internare continuă, un pacient neasigurat trebuie să scoată din buzunar 1500 de lei. Sute de bebeluși care provin din familii fără posibilități materiale vor primi în continuare laptele praf acordat de Direcția de Sănătate Publică Gorj. Peste 4.000 de cutii cu lapte praf se află în depozitul DSP, stocul fiind suficient până în primăvara anului viitor. Luna aceasta, mămicile vor primi laptele mai devreme. Bebelușii care nu pot fi alăptați de către mame vor continua să primească lapte praf de la Direcția de Sănătate Publică, așa că micuții din județ care beneficiază de programul ministerial prin care se acordă lapte praf gratuit nu vor avea de suferit până la începutul primăverii. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Gorj spun că stocul este asigurat până la începutul lunii martie. În ultima perioadă am avut stocul de lapte praf asigurat pentru bebeluși. Am primit aproximativ 4.000 de cutii de lapte praf în urmă cu o lună și astfel avem lapte praf până cel puțin în martie-aprilie anul viitor. În această lună a fost distribuit lapte către un număr de aproximativ 200 de bebeluși. Deja avem 175 de copii în această lună care beneficiază de laptele praf. Distribuția deja a început și așteptăm primăriile să vină să ridice laptele praf de la DSP-ul. Cele mai multe cutii de lapte praf sunt oferite copiilor de la Târgu Jiu. Prescrierea laptelui praf se face gratuit, ca și până în prezent, pe rețetă de către medicul de familie. Fiecare nou născut beneficiază de 8 cutii de lapte pe lună. Are aproape 90 de ani, dar vârsta nu pare să fie un impediment pentru el să profite de micile bucurii ale vieții. Vorbim despre Alin Achim Pisc din comuna Runcu. El se numără printre cei mai vârstnici vânători ai Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din Gorj și nu se dă înlături de la partidele de vânătoare organizate, chiar dacă are o vârstă onorabilă. Este membru vânător de cel puțin 60 de ani și nu are de gând să renunțe în curând la singura plăcere care îi aduce bucurii. Achim Pisc a fost pădurar în tinerețe și a moștenit meseria de la tatăl său. Nu doar meseria, spune el, ci pasiunea pentru vânătoare. Chiar dacă are aproape 90 de ani, colegii de vânătoare îl invidiază pentru condiția fizică pe care acesta o are. Sunt pasionat, dacă am 35 de ani în silvicultură și cu probleme numai de vânat și pescuit în apele de munte. Și când mergeți la vânătoare, ce simțiți? Foarte bine mă simt. Și colegii zic, așa că ne deplasăm cu armele așa pentru... Ați participat și la concursuri? Da, da. Zici, bă, unde se duce mă, neatimul pădurar, unde se duce? Că băgăm, bă, ia uite, să lăsăm vârful dealului. Lăsăm vârful dealului, până mergem noi la el. Neatimu, așa cum îl cunoaște tot satul, a învățat totul despre urmele lăsate de animalele pădurii, dar și despre locurile în care acestea pot fi descoperite. Știu toate pusurile, tot și la... Și ies acum cu grupa și la munte când eram acolo, și am orice bolovan, orice lemn unde stăm să... Așteptăm vânatul. De-a lungul celor peste 60 de ani, ca membru vânător, Neatimu a împușcat tone de mistreți, dar și alte animale sălbatice mult râvnite pentru carnea lor. A reușit să obține și câteva medalii pentru trofeele vânate în timpul partidelor de vânătoare organizate. La trofeul ăsta aveam șef de ocol, un verișor al meu, murit, era șef de ocol la Rung. Și hai să colții mistreții, trimiteam la Novi Sad, te-am scris și tu la
concursul ăsta internațional. Ei mă și lui, eram aparținând de direcția silvică de drept Oltenia. Așa. Ei mă și lui. I-a confirmat, mi-a venit delegat special de la Novi Sad și mi-a adus diploma împreună cu șeful de ocol, cu Isuf ăsta. A avut și parte de peripeții în timpul vânătorilor la care a participat. M-a dus, ieșise ursul. Bă, să duse, hai să mergem sus la lacuri, un loc acolo unde știu că frecventează bine din munte, să ducem la grădini și m-am dus acolo cu băiatul ăsta. Am stat până pe la 1 noaptea, era lună ca ziua, frumos. Venea nami la doamnă ca un butoi așa de mare, mă spusea 540 de kilograme întreg. Și era lună ca ziua. El ieșise, venea de la munte, de sus, să coboare în grădini, iar la recoltă să mănânce. Eu nu puteam, era lună ca ziua și erau niște lemne, trujine astea cu frunză. Când intra în umbră, când ieșea de umbră, bă, nu pot să dau tot, mă, ce să fac eu? Când ieși din umbră între niște lemne, pau, mă pămâni pușca. Rămâne jos cu botul. În căsuța modestă pe care o deține în comun Aruncu, vânătorul iscusit deține câteva trofee care îi amintesc de vremurile în care parcurgea zeci de kilometri în timp ce mergea la vânătoare. Ia uitați-l aici așa. Cum se deosebesc? Cum se... Păi el se calculează după perlaj, adică perlajul ăsta cu... Așa, cu... Punctele astea și care, pe el și pe ramuri, pe raze. Asta e raza ochiului, raza mijlocie, așa, raza ochiului, raza mijlocie, nu știu cum îi spune, și cupa. Reprezentanții AJVPS Gorj susțin că colegul lor, deși are o vârstă destul de înaintată, Neatimu se menține într-o formă excelentă. Domnul Pisca Achim din Dobrița, comuna Aruncu, împlinește... în vara anului 2016, 90 de ani. Domnul Pisc activează și acum la partidele de vânătoare ținute pe fondul 18 Lelești. Dânsul a fost pădurar în tinerețe, a ieșit la pensie de la direcția silvică, se menține într-o stare foarte bună. De asemenea, mai avem în cadrul asociației noastre încă vreo 17 membrii în vârstă, care ating aproape 90 de ani. Achim Pisc nu are de gând să se retragă prea curând din cadrul Asociației Vânătoare și spune că va participa la partidele de vânătoare atâtă vreme cât va fi în putere. De copii de la Centrul de Incluziune Școlară au fost premiați astăzi. Au primit cadouri din partea președintelui Clubului Pandurii Târgu Jiu, Narcis Răducan. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul conferinței organizate de Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale din cadrul Universității Constantin Brâncuș, în parteneriat cu Clubul Sportiv Pandurii Târgu Jiu. Conferința organizată astăzi de Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale și Clubul Sportiv Pandurii Târgu Jiu a avut scopul de a găsi soluții pentru integrarea în colectivitatea persoanelor cu dizabilități. Necesar pentru că este conferința Facultății de Științe Medicale și Comportamentale. De fapt, este mai mult o acțiune științifică împărțită pe două segmente. Am încercat să facem lucruri pentru studenți, pentru pacienții care se confruntă cu boala Parkinson, dar și pentru copiii cu dizabilități care sunt școlarizați la Centrul de Incluziune Școlară. Juniorii de la Pandurii, dar și oficialii echipei au venit în fața copiilor cu dizabilități, fiind un exemplu pentru aceștia. Este adevărat, din capul locului, că suntem onorați să participăm împreună cu societatea educațională a Gorjului, Universitatea Constantin Brâncuș, la toate inițiativele
benefice locuitorilor Gorjului. Împreună cu colegul meu este adevărat că dorim să acceptăm și noi, accentuăm importanța modelelor din societate, adică a fotbaliștilor, în viața copiilor cu probleme. Zeci de elevi cu dizabilități au primit cadouri de la oficialii clubului Pandurii Târgu Jiu. Haideți, care are curaj? Haideți, profesorul. Hai, mă, să ai auzit de acest reducant? Da? De Panduri a auzit? Da? Să vă dau și o diplomă. La conferință au participat cadrele didactice universitare, medici specialiști, neurologi, medici specialiști în recuperare medicală, kinetoterapeuți, sportivi de performanță, studenți, dar și persoane cu dizabilități. Mihai Răduț este unul dintre jucătorii de bază pentru Edi Iordănescu la Pandurii. Mijlocașul a avut evoluții apreciate în trigoul gorjenilor și a făcut uitată perioada Steaua, în care randamentul său a fost unul sub așteptări. Fotbalistul de 25 de ani refuză un transfer la Steaua, însă nu exclude o plecare la Dinamo. Răduț spune nu unei reveniri la Steaua. Nu cred că s-ar întâmpla asta, dar dacă, să zicem, prin absurd s-ar întâmpla, da, aș refuza pentru că perioada mea acolo a trecut. Am avut un contract pe 5 ani. Nu s-a materializat cum ar fi trebuit pentru mine, nici pentru cei de acolo și asta este, merge mai departe, a declarat Mihai Răduț pentru Digisport. În același timp, Răduț nu exclude un transfer la Dinamo, echipa interesată de jucător în vară. Da, s-a discutat și în vară, nu știu ce să zic, vă dați seama, aș vrea să ajung la un nivel cât mai înalt. Depinde de ofertă. V-am zis, trebuie să alegi ce e mai bine pentru viitorul tău. Dacă sunt oferte avantajoase pentru tine, nu cred că e bine să refuzi sau să excluzi din start o variantă, a mai declarat Mihai Răduț. Acum, în vârstă de 25 de ani, Răduț a făcut pasul spre fotbalul mare încă de la 17 ani, când după ce a fost monitorizat de Sporting în Lisabona, a semnat cu formația portugheză. Nu a reușit să se impună însă la tineretul alb-verzilor și a revenit în țară. În 2010, odată cu transferul de la Inter, Curtea de Argeș, la Steaua, pe când roșii albaștri erau antrenați de Victor Pițurcă, a primit o nouă șansă importantă, însă nici de această dată nu a rupt gura târgului. În sezonul 2012-2013 a fost cedat sub formă de împrumut la Pandurii pentru ca în vara lui 2014 transferul la gruparea gorjeană să devină definitiv. La Pandurii însă Răduț pare că și-a regăsit cadența și evoluțiile constant bune l-au adus din nou în atenția cluburilor mari din țară. În vară a fost aproape de un transfer la Dinamo, dar cele două părți nu au ajuns la o înțelegere. Chiar și așa, mijlocașul rămâne în atenția lui Mircea Rednic și ar putea face obiectul unui transfer în Ștefan cel Mare în această iarnă. La Dinamo au ajuns Paul Anton și Ghezim Salai. Ioan Hora are la Pandurii cel mai bun sezon din carieră, fiind golgheterul ligii întâi după 17 runde cu 9 goluri, cum are și Cristian Lopez de la CFR. Jucătorul ajuns în vară la Târgu Jiu a fost convocat și la Națională pentru amicalul cu Italia după evoluțiile din campionat. Evoluții care au atras interesul rivalilor, tocmai de aceea Pandurii stabilindu-i un preț pentru care e gata să-l lase să plece. Edi Iordănescu a vorbit pentru Presa Sportivă Centrală despre un eventual interes al Stelei pentru Hora și în ce condiții gorjenii sunt gata să negocieze. Dacă Steaua poate să ofere 1 milion de euro câte cota lui Hora în momentul de față și să-i ofere un salariu cu care Horică să fie mulțumit, nu mă voi opune. Viața merge înainte, pierdem un jucător extrem de important, de util. Dacă Steaua va oferi un astfel de preț și interesează pe Steaua, pentru că vorbim ipotetic acum, nu există ofertă din partea Stelei pentru Hora în momentul de față, atunci putem discuta. Însă până atunci eu nu sunt de acord, mă voi opune și chiar sunt apărat de contract pentru că în contractul meu scrie că selecția se face și cu acordul meu. Hora are 27 de ani și conform transfermarket.com, cota sa de piață este de 1,3 milioane de euro. În carieră a mai evoluat la UTA, Gloria Bistrița, CFR Cluj și ASEA Târgu Mureș. 2017 este anul în care expiră contractul lui Hora cu Pandurii în luna iunie. Echipa de basket Energia Târgu Jiu se confruntă în această seară de la ora 19 cu Sigal Priștina într-o nouă etapă FIBA Europe Cup. Jucătorii pregătiți de Antonis Constantinides se află pe primul loc în grupă și sunt de neînvins în competiția europeană. Gorjenii au învins la Târgu Jiu gruparea din Kosovo. O victorie în această seară ar fi sinonimă cu o calificare în următoarea fază a competiției. Anul trecut, echipa de basket condusă de Constantinides a câștigat medaliile de bronz în Europa.
Rocelengi. Echipa gorjeană vine după un eșec usturător în cea mai recentă rundă din Liga Națională la Târgu Mureș, scor final 74-90, ajungând la un bilanț de 2 victorii și 5 înfrângeri și situându-se abia pe locul 10 în clasament, în vreme ce Priștina ocupă locul 2 cu 5 meciuri câștigate și un singur eșec. Știrile se opresc aici, rămâneți pe Gorj TV de la ora 21. Colegul meu Cristi Milea vă așteaptă la emisiunea Direct la Subiect. Sunt Diana Pătruț, vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă tuturor!